Săptămâna trecută a avut loc convocarea șefilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență din județul Timiș la sediul Isu Timiș, prim-adjunct colonel Valentin Colesnic, șeful centrului operațional, locotenent colonel Adelin Cătălin Păcală și șeful serviciului de pregătire și reziliență a comunităților, major Lucian Bogdan Mutu, alături de locotenent Valentin Pena, inspector de prevenire și capitan Ovidiu Lefter, comandantul detașamentului 1 de pompieri Timișoara, au susținut prezentări care să pună în evidență rolul, dar și importanța constituției unui serviciu voluntar pentru situații de urgență. Activitatea a început cu expunerea datelor statistice din bilanțul anului 2023, când peste 940 de voluntari au sprijinit activitatea pompierilor militari timișeni în 198 de intervenții. Mai mult de atât, pompierii voluntari participă la exercițiile cu forțe și mijloace în teren desfășurate de Isu Timiș. Pe parcursul dezbaterii, șefilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență le-a fost prezentat modul de implementare a ordinului numărul 51 din 15 martie. 2024 pentru aprobarea criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, dar și alte prevederi ale legislației în domeniu. Obiectivele sesiunii au urmărit îmbunătățirea modului de cooperare dintre serviciile profesionale și cele voluntare pentru situații de urgență, a instrumentelor de lucru în activitățile de informare preventivă, precum și acordarea asistenței în soluționarea problemelor întâmpinate la nivelul comunităților pe care le deservesc. În prezent, în dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgență din județul Timiș există 51 de autospeciale de intervenție operativă și 126 de motopompe.